Bună ziua, dragilor! Suntem la restaurant Cea Unichi și astăzi o să facem împreună un muș de vită cu foie gras, paranghel. Vom face un piure de păstârnac și între timp noi am pregătit aici o emulsie de cimbru. Să trecem la treabă! Vom face pireul de păstârnac. Îl vom tăia bucăți micuțe. Îl vom căli puțin în unt și îl vom fierbe în lapte. Între timp vom da pe mușchiul de vită cu sare, să-și treacă puțin sare și pe foie gras. Piper. Vom pune păstârnacul în tigaie. Vom pune pe foc. Pune puțin unt. Vom pregăti și mușchiul de vită. Îl facem pe tigaie. Păstârnacul nostru este gata. Îl vom blenda. Îl dăm la o parte. Puțin ulei. Pirul nostru păstârnac este gata. Lăsăm puțin la cald. Vom pune și foagra pe tigaie. Nu punem niciodată ulei pentru că el este foarte gras. Vom adăuga aici la mușchiul de vită unt și iarăși ulei. Tot așa bine arată mușchiul. Deja untul începe să lucreze, să se facă bulele astea de... Întoarcem și repetăm acest procedeu. Este gata. Și îl vom băga 2-3 minuțele la cuptor. Sparanghelul îl gătim puțin în tigaie, sare, piper și puțin ulei de măsline. Gata. Mușchiul nostru de vită este gata și vom face un plating. Pireul de păstârnac. De vită. Foie gras. Aici avem emulsia de cimbru. Uitați cum arată.
pune un ulei aromatizat de ceapă verde. Și puțin de cor. Acesta este preparatul nostru. Muș de vită cu foie gras, piure de pastârnac, emulsie de cimbru și sparanghel verde. Vă aștept în restaurant Cea Unichii.